Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou videoclip de Don't Starve, Reign of Giants, oameni buni, bine de data asta am destul de multe planuri de făcut, dar am văzut că episodul trecut v-a plăcut destul de mult și dacă putem să strângem la acest episod peste 40 de like-uri, vă promit eu că următorul episod o să fie postat imediat. Așa că haideți oameni buni să vedem ce facem în acest episod. Păi, în primul rând aș face un backpack ca să am și eu mai mult spațiu în inventar. Bun. După ce îmi fac backpack-ul, o să ne facem lopată, pitchfork, razor și un topor. Bun. Acum ce mai urmează e să mergem să tăiem niște copaci. Nu știu câți copaci, probabil nu o să tăiem prea mulți dintre ăștia, dar hai să zicem că poate tăiem vreo 3-4, pentru că ne trebuie lemne, pentru că am nevoie să craftez chesturi și să-mi fac și alchemy engine-ul. Deci, practic, noi ce o să facem în episodul ăsta e bine, o să muncim la bază. La baza noastră o să muncim, o să facem foarte frumoasă, să arate genial, cum nicio altă bază nu arăta. Și, doamne, oameni buni, haideți să vedem. Deci, ia să luăm noi ăsta. Și să tăiem și copacul ăsta și după aia cred că încetăm cu tăierea copacilor ăstora, pentru că nu prea mai văd copaci mari. Și, în plus, o să înceapă să se supere pe mine dacă mai tai mulți. Așa că ia să îl tai eu doar pe ăsta și să vedem pe unde naiba mergem. Deci, da, oameni buni, dacă vă place seria și dacă vreți să continui cu cât mai multe episoade din această serie, nu uitați să vă abonați canalului și să-l distribuiți la cât mai multe persoane. Bun, hai să vedem. Aș planta astea, dar în același timp, dacă le mănânc, o să-mi dea destul de mult hunger și... da. Ia să vedem. Bun, deci... stăm foarte bine cu iarba, stăm destul de bine cu bețele. Gen, am 15 bețe, eu zic că... Oh, shit, mi-au căzut căștile de pe cap. Eu zic că ne ajung bețele, dar în momentul de față mai știi cum ne luăm bătaie și cu toate chestiile astea. Ei bine, da, suntem destul de bazați. În acest episod, practic, o să jucăm ziua 5 și ziua 6. În următorul episod, ziua 7 și ziua 8 și tot așa o să vină și iarna, o să trecem și de iarnă foarte frumos. Nu o să fie o mare problemă. Hai să vedem, trebuie să tăiem neapărat copacii ăștia de aici. Văd că facem rost de niște lemn. Am făcut rost deja de un stec și o bucată de lemn. Deci mai îmi trebuie niște lemn. Probabil o să mai iau măcar vreo două stecuri, cine știe. Dar asta este ideea, că mai am nevoie de niște lemn. Acum o să pot să-l plantez și la mine în casă. Adică să plantez copacii la mine în casă, ceea ce o să mă ajute destul de mult, sincer să fiu. Adică o să fac un fel de fermă destul de mică de copaci în casă. Deja am plantat câțiva copaci în episodul trecut. Nu cred că mai e nevoie să mai pun încă niște copaci. Deci hai să luăm noi, hai să ne mai facem un topor ca să putem să mai tăiem copaci. Ăsta cred că e ultimul sau mai am vreo doi în partea aia de acolo. Cred că o să mai duc și la aia doi și după aia o să ne întoarcem acasă să tăiem, să facem focul, pentru că ne trebuie un foc pentru noaptea asta ca să putem rezista. Și ia să scoatem noi din pământ, pentru că am nevoie și de lemnele astea pe care le scot din pământ. Și da, suntem niște forestieri de-a dreptul genial, din câte putem vedea noi aici. Bă, că am doi copaci aici, dar amândoi sunt niște fosile, deci hai să mă întorc înapoi la bază. Bă, că mai îi ceva pe aici, uite, Ring Tingu, mă duc să-l iau. Practic cu ăsta pot să fac portalul care mă duce la Maxwell și o să fie super șmecher. Dar momentan n-am chef de așa ceva și ia să-l mai tau eu și pe ăsta. Și după aia cred că gata cu copacii. Bun, hai să vedem. Deci, da, oameni buni, dacă episodul ăsta strânge 40 de like-uri, atunci următorul episod de Don't Starve, Reign of Giants o să fie postat imediat. Nu vă faceți grijă, mă țin de promisiune și ați văzut, episodul ăsta a fost postat imediat după cel precedent, adică după câteva zile. Deci episodul următor o să fie postat după câteva zile, acum depinde în cât timp se strâng like-urile. Dacă se strâng 40 de like-uri într-o săptămână, atunci nu o să postez prea curând. Dacă se strâng 40 de like-uri în prima zi sau în a doua, o să fie pus imediat următorul episod. Acum depinde numai de voi, v-am zis. Seria asta o să fie continuată doar la alegerea dumneavoastră. Deci dacă voi vreți să continui, să-mi spuneți și să lăsați like-uri în comentarii. Și like-uri la episod și să lăsați comentarii, voiam să zic, m-am încurcat. Și da, oameni buni, haideți să vedem. Trebuie să scoatem astea din pământ și să mergem înapoi acasă, nu? Bun.
Deci, am făcut rost de o grămadă de lemn. O să mă întorc înapoi acasă și o să încep să fac un Alchemy Engine și probabil dacă e cu manurul pe care l-am strâns de la bivoli, o să fac un de la șmecher, cum se numea el, o fermă, bă, o să fac o fermă care o să mă ajute destul de mult. Bun. Hai să vedem. Bun, începem să construim Alchemy Engine-ul. Sau ferma. A, nu, că ferma are nevoie de Alchemy Engine. Bun, deci pentru Alchemy Engine am nevoie de 4 din astea, 4 boards din astea. Nu o să fie prea greu de făcut, deja îmi dau seama că îl pot face cu itemele pe care l-am. După care, 2 din astea, adică 4, 4 electrical, nu, 4 cutstone-uri ca să fac 2 electrical doodads și să-mi rămână 2 cutstone-uri. Deci, da, este calculată toată chestia asta, oameni buni, stați voi calmi că eu mai și calculez, am ceva în minte. Ok, hai să vedem. Și uite, așa ne facem noi Alchemy Engine-ul, pe care o să-l punem, uite, aici, așa. După care, ce ne facem? Păi o fermă din asta, improved. Foarte frumos, plantăm și ceva în ea, punem ceva pe foc că vine noaptea. Și acum să ne facem un chest, pentru că mai avem foarte multe lemne și încă ne-au rămas. Deci hai să punem aici așa un chest. După care câteva chestii le punem în el. Bun, am nevoie și de astea să le pun în chest. Uite, astea, ăsta, ăsta. Și ei bine, fraților, cred că cam atâta punem noi în chest, uite și alea și atâta. Nu ne mai trebuie niște semințe, pentru că avem numai 2 semințe și da, aia ferma aia o să crească destul de repede. Dar nu cred că îmi fac eu prea multe griji, sunt mai mult ca sigur că o să fac eu rost de niște semințe. La un moment dat o să fac rost și da. Ce mai trebuie să mai craftăm? Mi-ar plăcea să-mi fac în... Mi-ar plăcea să-mi fac pe lumea asta un zid de piatră, ceea ce o să mă ajute foarte mult. Dar nu știu ce să zic, adică am nevoie de foarte multă piatră, iar noi nu cred că am descoperit un biom de unde se iau foarte multă piatră, adică l-am descoperit pe ăsta, rock biome-ul și în rest mai nimic. Dar e bine totuși că am reușit să craftez atât de multe chestii, adică să le construiesc în doar o singură zi. Ia să pun eu toată mâncarea în backpack pentru a nu mă deranja, gen când am de gând să mănânc. Să vin aici și am backpack, să vin după mâncare și ia să vedem cum le punem noi pe astea, adică trebuie să ne sortăm și noi itemele, măcar așa frumos. Și da. Ce mai faceți, oameni buni? Cum o mai duceți? Eu o duc foarte bine, mi se pare că o să, adică sunt mai mult ca sigur că o să ajung cât mai departe cu seria aceasta, nu vă faceți griji, o să fie foarte, foarte ușor. Deci, după părerea mea, o să ne distrăm foarte bine în seria asta și o să fie foarte ușor toate chestiile. Acum nu știu ce părere aveți voi, dar asta e părerea mea. Ia să mergem și noi undeva, că deja vine ziua, ce să mai... Bun, ia să luăm noi semințele, lasă dracu semințele, bă, porcule. Și da, mai avem nevoie de niște roci din astea ca să facem cutstone, ca să ne facem zidul. Acum nu știu unde naiba pot eu să dau de un biome din ăla de roci. Ar trebui să mergem destul de departe ca să dăm de unul, dar ia să vedem. Putem să ne mai facem un improved farm? Nu putem. Ar trebui să mă întorc iarăși la bivolii aia să mai fac rost de niște manuri pentru că, sincer, am nevoie de el, dar în același timp ar trebui să mai vedem ce se află prin biome-ul ăsta. Să aflu niște din astea de iepuri, ceea ce mă ajută destul de mult, sincer să fiu, dar da. Ia să vedem noi ce naiba se mai află pe aici. Bă, în același timp, mi-ar trebui un biom de swamp, adică un swamp care să nu fie la mama dracu distanță, că mi se pare că era unul pe acolo, foarte departe de baza mea și o să mă duc în el ca să fac rost de un tentacle spike de care am foarte multă nevoie. E mai bun decât spear-ul meu pe care l-am în momentul de față, adică ăsta, sulița, și pe bune vorbesc, chiar e mai bun, dă mai mult damage. Bun. Noi acum va trebui să minăm toate rocile pe care le găsim în apropiere, pentru că da, vine vara și avem nevoie de cât mai multe chestii. Deci, practic avem nevoie de un endothermic fire pit. Nu endothermic fire pentru că de la avem, deci endothermic fire pit. Îmi place de bivolul ăla.
cum arată. Ok, hai să minăm noi chestia asta de aici. Bă, da, mă cam enervează bug-ul ăsta la bivol. Ia uitați-vă și voi. Deci uitați-vă și voi ce bug ciudat. Uitați, vedeți? Destul de ciudat, sincer să fiu. Bun, mai facem noi rost de niște manior pentru că am nevoie de el. Bun, bivol, dacă nu vă spărați pe mine, vin și eu aici și să mai iau. Fuck, lasă-l mă pe Chester, lasă-l mă pe Chester în pace. Firă mama dracu de bivol, lasă-l în pace pe Chester. Păi, lasă-l mă în pace. Oh my god, bă, ce agresiv, băi. Am live de bivol, bă, frate. Și acum, bă, ia să dau eu FX pe 1, pentru că deja începe să mă enerveze, că eu trebuie să țip aici așa și voi probabil deja mă auzați foarte bine. Da, oameni buni, îmi pare rău dacă am țipat în creierii dumneavoastră, dar da, ce pot să zic. Eu, sincer, nu mi-aud gândurile de la jocul ăsta, pentru că nu poate să fie dat mai încet, asta e problema la el. Și da, cam asta este mica problemă, dar... Fac ce rău lasă de al mine. Mama dracu. Lovar dracu de bivol, lăsați-mă în pace. Lăsați-mă mă în pace, lăsați-l pe Chester. Mai am nevoie de un manior. Dacă mai obțin un manior, o să fie foarte tare treaba. Hai mă, un singur manior. Uite aici. Bun. Mersi copchilul pentru manior. Acum am nevoie de... trebuie să dau foarte multe chestii. Dar eu zic că se merită destul de mult ca să fac ferma asta, pentru că tot timpul o să fiu un plus cu semințele și nu o să fie o problemă foarte mare cu semințele, dacă mă întrebați pe mine. Deci hai să ne întoarcem noi acasă, jocul ăsta mă enervează deja, cred că va trebui să-l dau chiar pe 30%. Și da, o ziua 6-a mai puțin și se termină, nu mai e mult din ea. Bun, sunt sigur că o să ajungem cât de repede posibil. Deci da, oameni buni, dacă vă place episodul și dacă vă place seria și dacă vreți să continuăm cu ea, nu uitați să apăsați butonul de like. La 40 de like-uri următorul episod o să fie postat imediat. Deci nu vă faceți griji, oameni buni, trebuie doar să fie apreciată seria, că după aia eu o să o postez. Deci da, hai să vedem. Bun, unde naiba să mai pune un improved farm? Uite aici. Ăsta mai are puțin și crește, deci da, se mișcă destul de bine treaba. Endothermic Fire Pit are nevoie de încă 2 Electrical Doodads și 4 din alea, ok. Bun, Electrical Doodad, am nevoie de el, ia să-l facem noi foarte repede. Una, două și ia să vedem noi acum, deci... Endothermic Fire Pit, vino aici tătică, deci avem mare nevoie de el, sincer să fiu. Și da, oameni buni, acum putem să supraviețuim și noi la vară, datorită chestii astea, pentru că am făcut Endothermic Fire Pit, ceea ce o să mă ajute foarte mult. Acum ne scade creierul ca naiba din cauza că plouă, ia să-mi dau eu toate chestiile astea jos de pe mine, că nu mai vreau să mai îmi scadă creierul. Și ia să vedem ce mai pot eu crafta, mai nimica. Ăsta mi-arată că pot să mai craftez ceva, dar nu mai pot nimica. Ah, ba da, uite, Regal Shovel. Astea, pot să le mai craftez pe astea de aur, dar n-am nevoie în momentul de față de ele. Ploaie, te rog, termină-te. Pentru că eu, sincer, nu prea mai am nevoie de ploaie. M-am săturat deja de ploaie și... da. Rainometer. Mi-ar trebui oare unul? Nu prea. Sincer, nu prea. Decă îți dau itemele degeaba, uite că o crescut ferma, ia să o iau și să plantez alte siduri în loc. Aoleu, ce mă enervează ploaia asta, că efectiv, frate, cam prea tare plouă. Acum cred că o să începe să și fulgere, adică sunt mai mult ca sigur că o să înceapă să fulgere. Deci da, e foarte tare vremea în Don't Starve aici, oameni buni. Don't Starve Reign of Giants, nu Don't Starve Shipwreck. Și da, ce să mai facem noi acum? Păi habar n-am ce naiba să mai facem. Cred că va trebui să așteptăm să treacă noaptea și după aia o să vedem noi în următorul episod cum facem. Doar că mă cam enervează că plouă atât de tare. Gen, o să plouă și o să rămân fără...
Și efectiv nu o să mai pot să mai iau atâta ploaie. Ia să vedem, dacă mă bag aici pe sub copaci ăștia, ar fi o idee, o idee mică, dar nu știu ce să zic. Băi, doi oameni buni, eu filmez acest episod înainte de a face live-ul de vineri. Ei bine, da, oameni buni, cred că, sper că v-a plăcut live-ul. Cel puțin dacă a fost, sper să-l pot face, cel puțin că momentan nu l-am făcut. Momentan am ajuns la 1300 de abonați și cred că după live nici după el nu o să ajung. Dar, da, oameni buni, nu știu dacă să mai continui până trece ziua asta, dar eu continui, fie că vă place, fie că nu. Dar mi-ar trebui o umbrelă. Bă, pot să-mi fac o umbrelă? Nu, nu pot să-mi fac umbrele, ia să vedem. Am nevoie de... dar nu pot. Da, nu pot. Saturation point, ăsta. Bă, îmi place că ferma crește în o noapte. Deci, pe bune, ferma asta crește într-o noapte, într-o singură noapte. E destul de bine. Mi-am făcut două ferme super șmechere, care o să mă țină foarte mult timp. Mi-am făcut Alchemy Engine-ul, chest-ul și chiar și Endothermic Fire-ul. Deci, na, astea două ferme, Alchemy Engine-ul, chest-ul și... Endothermic Fire Pit-ul, care sincer mă cam uimește că l-am făcut, sincer să fiu, adică eu nu mă așteptam să-l fac așa ușor, dar aparent dacă l-am făcut e bine, mă, bine, foarte bine chiar. Poate în următorul episod o să facem noi și altceva, gen, mai urmează să facem crockpot-ul, sincer să fiu, pentru că în episodul ăsta n-am avut timp. Dar cam asta am avut noi de spus în acest episod, adică eu. Până data viitoare, like, share, comment, subscribe, fraților, la 40 de like-uri o să fie postat următorul episod, nu vă faceți griji. Deci la 40 de like-uri postăm următorul episod, îmi place cum stă porcul ăla acolo așa. Și da, oameni buni, la 40 de like-uri, următorul episod, nu vă faceți voi griji, și da, noi ne revedem data viitoare, like, share, comment, subscribe, like-urile la putere, dislike-urile, poate să o sugă aia care le dau și la revedere!